Salutare, guys! Din nou la pescuit. Suntem pe Balta, Delta Gruiului, pe unul dintre bazine. Sunt foarte multe bazine aici. Asta e bazinul mare. O să mai vă arăt câteva cadre. Deocamdată am ajuns pe la 8 și jumătate. Ne întindem și noi jucăriile și vedem despre ce e vorba. Hai să vedem. Vreau să fac astăzi o partidă la feeder. Mă gândeam să ating în față o distanță cât mai considerabilă. Nu știu dacă e ok, dar întâi vreau să sondez. După care am să folosesc un picker, probabil pe la intercepție aici în apropiere. Cu asta voi începe eu partida. Am pus să prepar 2.20. Da, am și un F1 de la Sonobite și mai am și de la Bytec și special, renumitul special Jigri. Deocamdată îl bag la umectat pe ăsta. Da? Aici am băgat să umectăm. Am pus un pic de apă. Camera. Cumva să nu mișc. Ce iese? Așa. O să și sitez. Să folosesc și un pic de puf puf. Îi dăm o umecare, să vedem dacă îi dăm în mai multe trepte. E prima oară când folosesc acela ceva. Dark, dar eu am la dark. Nu vreau să o omechez nici prea rău, dar totuși parcă mai cere un pic de apă. Și am să fac așa. O să folosesc, asta o folosesc la trabuco, la precizionul ăsta de 3.90. Îl arăt imediat. Și o să mai fac și puțin F1 pentru un picker. Să vedem. Sitez. Hai să vă arăt și botul. Deci cu ăsta o să merg un pic în față, precizionul. Da, am și un crius, molineta crius. 5500. Se vede? Se vede 5500 aici. Ok. Deci acțiunea boțului e 390, 13 feet, 20, 120 de grame. Scaunul meu, Matrixul la care îi voi adăuga eu și o măsuță, deocamdată avem măsuța asta portabilă, pliabilă, cum să o numesc. Și voi scoate din husă și picărul. Am un picăr tot de la Trabuco. Ăsta voi merge la intercepție. Da? Tot un precision, doar că este un băț mai light, 2.70 și cu acțiune maxim 30 de grame. E un băț foarte. Și o mulinetă de la Power Feeder Fighter. La Dome, Team Feeder, mai Dome Gabor, asta e de 4000. Ok. Deci cu asta aici. Și ne întindem jucăriile. A reușit și am întins jucăriile.
V-am spus că am făcut 2.0 aici și aici am un suite de la Sanobite. Filmăm pe golanul ăsta mic. E un ciortan frumos. Un ciortan micuț pe care am să îl eliberez. Sau hai să fac să-l pun în sac și la sfârșit de, dar e mic ăsta. Da. Ți-a plasa, mă. De ce mi-a găsut mie plasa? Hum. Ce bine să ai. Asta este ciortănicul pe care îl eliberez. Du-te, bossul! E prea mic să-l bag în sac. Are sub un kil și nu-l băgăm în sac. Sacul de păstrare la poza de final.
uitam să te iau acasă. Opa, opa, băiatul. Am uitat să-l te iau acasă. Se scoate, băiatul. Se scoate, stai mă, se scot cârligul, nu te prostie. O, mă, băiatul, că te dau la apă imediat. Te dă tata la apă. Avem și un caras. Hai să vedem dacă putem să-l băgăm aici. Ca șmecherii. Avem ceva aici. Parcă să zic eu la capătul ăsta. Avem ceva la capătul ăsta aici. Că prea... Hai să nu-l ridic, că-l las aici. Avem ceva la... Trabucul ăsta, cu ăsta m-am dus aproape de insula aia. Și tot așa, doar ce am apucat să o arunc. Cred că nu sunt două minute. Sunt răsături, se pare că destul de dese. Boțul lucrează foarte bine. Sper să mă și auziți. Eu am pus microfonul la cameră că e vânt și să nu... Nu te duce pe YouTube. Și nu e ascultător. E golan și nu e ascultător. Lucrează și Criusul. Mulineta foarte bine, de 5500. Tot de la Trabuco. Cred că trebuiască să-mi iau și eu șapca, dar să finalizez drill-ul. Să finalizez drill-ul ăsta și... Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Așa. Ce avem noi aici? Aici avem un ciortan care s-a prins foarte bine. Buza de jos. Prins foarte bine. Așa, aceasta este de la Dynamite, asta este momitorul de la Orange, e culisant, deci nu are opritor pe fir, se vede, da? Nu are opritor pe fir, e direct pe linia principală și un stopper de cauciuc cu un quick change. Și pe dumnealui la sac. Să vedem care e treaba cu poza de final. Să facem și noi poza de final. El este golanul. Golanul nostru el este by Flies of Fishing la canal. Thank you.
aceasta este piesa de rezistență. Uite, Nicu. O, băiat. Stai să scot cârligul. Stai, nu te prosti. Ești prins bine și nu dau ceva, dar mă înțep pe mine. Așa. Mă înțep pe mine și facem alte prostii după. Accidentăm pe aici. Involuntar, ca să zic așa. Stai să-ți fac și o poză. Să fac și o poză la ciortănică. Sac 3, 4, nu știu, ciortani, 2 am eliberat că erau prea mici, am și un caraf. Dar una peste alta e acțiune. Și dacă e acțiune, o joc cu picărul ăsta, nu știu de ce, dar nu sunt eu mulțumit de... Nu duc cantitate mare, dau cu un small de la Preston, un metod small, intră puțină cantitate de nadă. Sper să mă auziți, bate vântul ca lumea. Mai stăm noi așa un pic. Cam asta e.
Iau și pe asta, un ciortan micuț, pe care îl vom elibera imediat. Ce credeți că a intrat? A intrat la Chocolate de la Sunabite. Dau pe elastic. O să vin să vă arăt. Să vă arăt și monturica. Monturica nu e monturica, că e ceva simplu. Așa. Avem un de la Preston. Culisant, fără opritor pe fir, un quick change. Iar în un rig aici făcut din fluorocarbon, un cârlig de la Benzar, parcă să zic eu că e numărul 10 sau 12, și o gumă. Vom pune pe elastic, n-am mai luat jucăria, cam așa stă jmecheria. Iar ăsta este aici, da? Ok, și îl încărcăm cu 2.20, da? Pentru că la ăla am prins. La Suite astăzi n-a vrut deloc. Un singur caras am luat la F1-ul ăla de la Sunabite. Cam așa arată. Amință puțin material, dar nu e rău, că dacă ești twistat, e foarte bine. Dacă ești clipsat, e foarte bine. Asta este, dragilor, partida noastră de astăzi. Încă nu s-a încheiat, dar nici mult nu mai e. Am reușit până la urmă să conving și picărul să-mi dea rezultate. Așa că cu el și cu Sunabite-ul, cu Chocolate Orange, puse pe bandă, cât a făcut performanță, iar ce a fost mai mare așa și de calibru, wafters-urile astea de la Dynamite, da? Asta zice că mărimea 7. Astea au făcut performanță astăzi. Așa că până plecăm, până mai dăm o mână, vedem care-i treaba. Încercăm să scoatem ce mai bun și din bețe și din nadă. V-am arătat și nada, am dus restul de nadă la mașină. 2.20. Eu zic că a fost mai mult decât foarte bun. Hai, continuăm pescuit. Dragilor, o partidă reușită și astăzi pe unul dintre bazinele din Delta Gruiului, așa se numește locația. Am stat de vorbă cu Dragoș, cu proprietarul acestei frumoase amenajări, ca să zic așa. Și toate bazinele, sunt vreo 4-5 bazine, toate sunt pescuibile, sunt bazine de stil UK, sunt bazine de pescuit la plută, bazine de feeder, cum zic eu, de match, de feeder. Unul dintre bazine s-a pescuit și la păstrăv, dar cum nu se oxigenează bine și peste 24 de grade păstrăvul vara nu trăiește, așa pentru sezonul rece o să aducă păstrăv și vreau să dăm împreună o mână, vreau să fim la un fly aici, să vedem toate cele. Cred că am în ceva acțiune la bățul ăsta de la picăr. Cred că da, s-a
cred că nu. Deci, cum spuneam, încheiem astăzi partida noastră de pescuit la feeder pe unul dintre bazine, pe bazinul cel mare, pe unul dintre bazinele din Delta Gruiului. Țin să mulțumesc pe această cale bunului prieten Dragoș, că deja ne-am împrietenit, o să spun. Și am promis că o să vin și la un fly și vreau să organizăm și un concurs de maci, de feeder. Acum hai să vedem și rezultatul partidei de astăzi, încheiat aici pe amenajarea piscicolă Delta Gruiului. Suntem pe unul dintre bazine, pe cel mai mare. Și hai să vedem și ce am făcut. Aceasta este captura de astăzi, 4 ciortani. O să opresc și eu un ciortan, ca așa am vorbit cu Dragoș, și 2 cărăși. Da? Restul eliberez tot, da? Se vede aici, da? Ia să vedem. Sunt 3 ciortani. Hai să le dau drumul pe rând ca să nu avem discuții. Statul nu vrea să stea aici. Uite, mă. De ce nu vrea să stea aici? Hai să trag scaunul mai aproape. Oba. Ce avem așa? Una bucată ciortan frumos. De poză. Hai să facem și o poză. Așa, și eliberam. Ciortan frumos. Iar poză. Și eliberat. Hai să dau camera mai spre mine. Așa. Încă un ciortan. Frumos. Și eliberat. Ok. Și 2 carași. Chiar, așa. Chiar frumos și carașii. Eliberat. 1. Eliberăm și pe al doilea. Asta este. Dragilor, până data viitoare, nu uitați de subscribe, de un share, de un like la Flies of Fishing pe canalul meu de pescuit. Nu uitați, o amenajare pe care vă recomand super, super tare. N-am fost, e prima oară și o recomand. Delta Gruiului. E la 25 de km de București. Super, super amenajare. Unul dintre bazine, ăsta e cel mai mare. Și mai sunt încă 1, 2, 3, încă 4 bazine pe parte. Încă unul aici. Așa că ne vedem la un fly fishing. Mă, ăsta nu vrea să stea aici. Am zis că iau și eu unul acasă și nu vrea. Așa că până data viitoare, nu uitați de un like, de un share, de un subscribe la Flies of Fishing. Mulțumesc pe această cale bunului prieten de astăzi, Dragoș, cel care administrează această minune. Așa că, dragilor, curaj, că până îngheață apa, mai aveți timp. Sper să nu ne bagește într-o pandemie. Asta e.